De reacția lui Emil Grădinescu, ce părere ai? Emil este prietenul meu și știu că ține cu FCSB-ul și a și asumat acest lucru, chiar dacă nu este fan Gigi Becali. I-a fost greu să se detașeze. Și el este genul de comentator sau om sportiv sau om de presă care iubește foarte mult fotbalul din Anglia. Atunci când faci o conexiune între suporterul Emil și suporter al fotbalului din Anglia care, în care se lasă jocul mult mai liber, atunci normal sau accept o asemenea reacție. Știu, doar dar că nu te-a mirat violența? Nu-l caracterizează și nu pot să vorbesc decât de bine de Emil Grădinescu și nu o să-mi permit niciodată pentru că nu vreau să-mi stric prietenii din cauza fotbalului. Adică crezi dar probabil că trebuia să fie mai... Trimis, da? Ți-am trimis și ție o fază. Știi povestea, noi nu putem să arătăm faze. Da, tu confirm ceea ce spun despre o situație mult mai clară decât hențul sau atingerea mâinii din jocul de ieri, unde nu s-a dat penalti pentru CFR și opinia tuturor a fost că nu a fost intenție. Ori nu am văzut aceeași reacție la jignirile sau la faptul că nu a luat Coman Florinel cartonaș roșu și nu trebuia să fie pe teren ieri. Nu am văzut aceeași reacție după penaltiul acordat în meciul cu Farul din deplasare la cel penalti pentru FCSB. Nu am văzut aceeași reacție la hențul care, de care discutam înainte și care s-a întâmplat în jocul cu Hermannstadt și unde părea mea corect arbitrul și m-am și eximat atunci. Corect arbitrul nu a acordat lovitură de pedeapsă pentru CFR Cluj pentru că nu a existat intenție și am să te rog să alegi, să arăți colegilor din studio acea fază care ți-am trimis-o. Da, 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 bineînțeles, da. Și atunci, din acest punct de vedere, am încercat să fac o analiză cât se poate de pertinentă. Diferența între mine și cei care dau declarații spumoase și când încearcă să creeze un spectacol... Lasă că și tu ai momente când ești spumant, da? Da, da. Când vorbim de arbitraj trebuie să venim cu argumente și să explicăm. Crezi că, atâta vreau să te mai întreb, crezi că totuși Emil te așteptai să fie mai ponderat? Nu caracterizează. Și atunci faptul că a intrat la o emisiune unde moderator e un crainic al celor de la FCSB, crainicul stadionului, nu trebuie să fie un moment care să fie, să spun așa, prezentat și încurajat legat de ceea ce s-a întâmplat. Gabi Safta nu este mai crainic de 10 ani. Nu mai e, de 10 ani Gabi Safta crainic. Dar am înțeles ideea, eu am înțeles ce ai vrut să spui, am priceput. Am înțeles ideea.